30 de zile din 89, anul revoluțiilor anticomuniste din Europa de Est. A cincea notă de 10 pentru Nadia Comăneci la Montreal. În vara lui 1976, România era pe primele pagini ale publicațiilor din lumea întreagă, datorită unei fete de 14 ani. Nadia Comăneci, prima sportivă notată cu 10 în istoria gimnasticii, câștiga 3 medalii de aur, una de argint și una de bronz la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal. În ziua întoarcerii gimnastelor noastre de la Montreal, cu acordul unanim al pasagerilor, avionul Arad-București a fost reținut 10 minute pentru a încărca câteva colete și astfel primele exemplare ale păpușii Nadia au ajuns la timp la aeroportul Otopeni și au fost dăruite membrelor lotului olimpic de gimnastică. Triumful a fost descris în cartea jurnalistului Ioan Chirilă, Nadia. O păpușă fabricată la Arad primește numele sportivei, iar Ceaușescu face o abilă mișcare de propagandă comunistă. Printr-un decret emis în același an, Nadia Comăneci primește a doua distincție importantă a statului român, erou al muncii socialiste. Datorită sportivei din Onești, România a intrat în istoria Jocurilor Olimpice, dar această reușită era prea mică pentru cea mai mare distincție a statului, erou al Republicii Socialiste România. Începând de astăzi, în rândul eroilor muncii socialiste, o eroină tânără, dar care și-a câștigat cu drept, prin munca, prin tenacitatea, prin hotărârea ei, acest titlu. La 4 zile după terminarea celui de-al 14-lea congres al Partidului Comunist Român, pe 28 noiembrie, postul național de radio din Ungaria, Radio Kossuth, anunță că Nadia Comăneci a fugit din România și se află la Budapesta. Planul fugii a fost simplu, dar greu de îndeplinit. Nadia ajunge în vestul țării, unde îl cunoaște pe Constantin Panait, cetățean american de origine română, care se pregătea să-i ajute pe câțiva cunoscuți să treacă granița spre vest. Nadia se alătură grupului căruia îi va trebui 6 ore să ajungă în Ungaria, pe jos, ferindu-se de grănicerii români. Grănicerii maghiari prind grupul Nadiei și îl amenință cu returnarea în România. Când și-au dat seama cine se află în grup, s-au răzgândit. După 2 zile petrecute la Budapesta, Nadia ajunge la Viena, unde cere azil politic în Statele Unite, iar pe 3 decembrie susține prima conferință de presă chiar în aeroportul JFK din New York. De ce a fugit Nadia din România? Simplu, dorea ceea ce își dorea fiecare român din țara care încă era condusă de Ceaușescu, libertate. I want to be free, that was my idea. Află cum a căzut comunismul în Europa de Est în urmă cu 30 de ani pe dgfm.ro și pe canalul de YouTube DGFM. Ca să știi!